Și în sfârșit, este oficial, de la 1 iulie, guvernul va compensa cu 50 de bani prețul carburanților. Măsura va fi aplicată timp de 3 luni, lunile iulie, august, septembrie și va costa 2 miliarde de lei. Da. 1 miliard de lei va fi suportat de la bugetul statului, celălalt miliard de către companii. Specialiștii sunt însă sceptici și spun că prețurile vor crește în continuare. Alături de noi este acum Adrian Negrescu, consultant financiar. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, Adrian! Mă duc să fac plinul la mașină pentru că va crește prețul atât de mult până atunci încât acești 50 de bani nu se vor mai simți? Vorba președintelui, s-a dat, nu s-a luat. Da, de s-au dat exact. 50 de bani, nu s-au luat din buzunarul nostru. Cam asta este, până la urmă, radiografia acestei măsuri pe care nimeni nu o înțelege, pentru că nu are în spate un studiu de impact, nu are în spate niște previziuni legate de evoluția prețului petrolului. Nu știm ce înseamnă, de fapt, această măsură raportată la dimensiunea problemei. E o picătură într-o mare de problemă, pentru că, ce spunea și voi adevărat, este posibil ca prețul carburanților să continue să crească, iar 50 de bani la 9 lei 30, 9 lei 40 litru de motorină e foarte, foarte puțin. Într-adevăr, a surprins pe foarte, foarte multă lume cifra, adică angajamentul luat de autorități. Deci 1 miliard de lei atât de stat, aproape 200 de milioane de euro, în condițiile în care numai de la începutul anului statul a câștigat suplimentar din taxele pe carburanți, vreo 500, chiar 600 de milioane de euro. De ce se întâmplă acest lucru? Probabil pentru că nu au bani la buget și despre asta este vorba. Deficitul bugetar se accentuează, adică diferența dintre cheltuielile statului și cât încasează din taxe și impozite, și atât s-a putut. Dacă ne încălzește cu ceva, avem a treia cea mai ieftină benzină după Ungaria și Slovenia. Dar asta nu înseamnă într-adevăr că ne costă mai puțin, dimpotrivă, raportat la puterea de cumpărare, benzina și motorina costă foarte, foarte mult, aproape cu 65% mai mult față de anul trecut. Adrian, e adevărat, e o picătură într-un ocean, așa cum ai spus chiar tu, dar totuși, întreb, își permite bugetul statului să susțină o asemenea compensare? Dacă va crește deficitul, vor fi afectate investițiile, poate? Cu siguranță vor trebui găsiți cei 1 miliard de lei, pentru că 1 miliard, să uităm, vin de la companii. Companiile sunt deja stresate pe zona asta, pentru că s-au trezit cu o decizie pe care nu o știau, nu o anticipau și nu știu cum va fi pusă în practică. Probabil, sper să nu se ajungă în acest lucru, companiile să crească prețul ca să-și recupereze miliardul ăla pe care trebuie să-l dea pentru următoarele 3 luni în contul compensării. Pentru bugetul de stat, într-adevăr, e o problemă din ce în ce mai mare cu banii, pentru că chiar și acest miliard reprezintă mult raportat la deficitul bugetar, care undeva la nivel de 18 miliarde de lei după primele 4 luni. Deci e o problemă cu banii, probabil ne vom împrumuta, probabil vom... Deci tu nu mai știi ce se mai întâmplă, este super complicat. Adrian, de ce reducere direct la pompă și nu plafonare? Uite, ne uităm de exemplu la Italia. Acum au ajuns aproape de 2 euro, PAC au intervenit, au plafonat, au scăzut sub 2 euro. Biden mai de bună zi a anunțat că el taie cu totul acciza, cel puțin pe perioada verii. De ce acolo s-a putut și aici noi am luat o astfel de măsură care, exact cum am discutat până acum, nu pare că va avea efecte pe termen lung, așa cum ne dorim cu toții? Pentru că e vorba de vreo 10 miliarde de lei pe care statul ar fi trebuit să-i acorde benzinarilor pe contul plafonării pentru următoarele 6 luni, dacă o făceau pe 6 luni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă țineai prețul la 7 lei pe litru, trebuia să dai diferența până la prețul de piață, să-l dai benzinarilor din propriul buzunar al statului, pentru că oamenii aduc petrolul și în general motorina, că mai aduc și motorină deja rafinată, dar aduc petrolul 78%, aproape 80% din import. Păi nu puteam să le spunem să subvenționeze din propriul buzunar achiziția petrolului la un preț și să-l vândă mai ieftin în România. N-avea cum, economic nu funcționa această măsură și se putea ajunge la penurie, adică să nu mai avem ce să alimentăm de la pompă. Aceasta e un fel de, cum să spun, de pansare ale realității, un fel de algocalmin dat unui bolnav în comă, cum este economia românească, nu va ajuta foarte mult, pentru că 3 luni ce înseamnă? Înseamnă că la 1 septembrie probabil măsura va fi eliminată sau va fi prelungită, dar nu va ajuta foarte mult dacă te uiți la prognozele privind evoluția prețului petrolului. Dar atât putem. Din păcate, atât putem din punct de vedere financiar statul român și în general economia și trebuie să ne adaptăm. Până la urma urmei, suntem în anul supraviețuirii, cum spuneam, și fiecare se descurcă cum poate, cu prețurile la energie, cu gaze, cu prețurile la mâncare. Asta e, plătim factura crizei și o vom plăti cu vârf îndesat, mai ales la iarnă, atunci când lucrurile vor fi extrem de dificile pentru marea majoritate a populației. Cu alte cuvinte, pe biciclete, voinicii mei, pe biciclete. Da, vorba lui, ce facem la iarnă. La iarnă există haine de garanție. Te ajut eu. Da. Mulțumim frumos, Adrian. Continuăm.